Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. După ce Uniunea Europeană a anunțat că va pune taxe vamale pentru mașinile electrice din China, producătorii au început să treacă la scumpiri, așa cum era de așteptat. Tesla a spus recent că cel mai probabil va scumpi mașinile Model 3 în Uniunea Europeană luna viitoare, când vor fi aplicate noile taxe vamale. Compania, te întreb ce se întâmplă, compania este americană, evident, dar are uzine în toată lumea și una dintre cele mai mari este în Shanghai. De ce anume se pun astfel de taxe în Uniunea Europeană? Pentru că așa trebuie, zic. Uniunea Europeană a constatat că producătorii chinezi, citez, beneficiază în mare măsură de subvenții neloiale și reprezintă o amenințare de prejudiciu economic pentru producătorii de vehicule electrice din Europa. Cu alte cuvinte în traducere, să reamintim realitatea, guvernul chinez pompează bani cu nemiluita ca subvenții în industria lor de mașini electrice, care sunt astfel vândute la preț de dumping și distrug industriile similare din Europa. Taxele vamale impuse de Uniunea Europeană nu vor fi la fel pentru toți producătorii. Asta este foarte interesant. Europenii au stabilit diverse cote pentru fiecare producător chinez de mașini electrice în funcție de cât de cooperant a fost producătorul respectiv cu Uniunea Europeană în ancheta privind subvențiile date de statul chinez. Că unii au cooperat, alții n-au cooperat. Și taxele variază între 38%, ceva mai mult de 38%, și cred că, nu știu, 10-11%. Și rezultatul e așa. Mașinile produse de un producător care este foarte popular în ultima vreme și care îi spune BYD, BYD, nu știu cum se pronunță, BYD, BYD. BYD, n-am auzit în viața mea. Vor fi supuse unei taxe suplimentare de 17,4%. Cele produse de Geely sau Geely, nu știu, vor fi taxate cu 20%. Mașinile chinezești fabricate de SAIC, taxa va fi de 38,1%. Tesla nu știe încă exact ce taxă va trebui să plătească, dar unii experți spun că o taxă mai mare de 21% va face ca mașinile Tesla produse în China să nu mai fie competitive pe piața din Uniunea Europeană. Ei, da. Tot aici se poate găsi încă Dacia Spring, mașina care este asamblată, produsă și asamblată integral în China și importată cu vaporul. Sigur, e partea grupului Renault, e cea mai bine vândută mașină electrică de la noi din țară, mai ales când era ecobonusul ăla de 10.000 de euro, mă rog, aproape 10.000 de euro. Da, că dădea ecobonusul și îți mai dădeau ei două pachete de gumă de mestecat și unul de șervețele când mașina ți-a lăsat un torpedo. Vedeți că m-am lăsat restul, n-am avut să vă dau rest și m-am lăsat. Dar acum s-a dus. S-a dus, dar nu mai merge cu Dacia Spring. Colegii de la Digi24 au aflat și cât de mare va fi taxa. Acum trebuie să le duci tu ceva. Da. Într-un răspuns pentru Digi24, un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Comerț și Agricultură a declarat că Dacia Spring va avea taxe vamale de 21%. Pa, pa. Deci s-a închis șmecheria cu Dacia Spring și ecobonusul e la jumate și ajungi să dai cât vine. 21% la 20.000. Ce face 25.000 uțe. Da, 25. În România cu 25.000 ți-e un BMW ca lume. Mâna la mâna a doua ți-l duce în garaj. Preparat. Nu există mâna a doua în România. Știi că există. La BMW și Mercedes. Dacă ai BMW sau Mercedes, mâna nu mai contează. Știi că există și BMW Brilliance electric, cred, în China? BMW Brilliance, îi spune. Mm-hmm. Deci, Dacia este Dacia asta Spring. Se face într-o uzină din provincia Hubei, pe care Renault o deține împreună cu Dongfeng Motor. Mm-hmm. Pe lângă Dongfeng. Alte 11 companii auto... Să fie la o fabrică de electrocasnice. Așa pare. Mașini, ce faceți aici? Mașini de spălat de aceea spre... Prăjitoare de pâine mai avem, dar... Deci, pe lângă Dongfeng, alte 11 companii auto vor intra în categoria celor care vor fi taxate cu 21%. Printre acestea, să numără următoarele. BMW Brilliance. Chery. Cred că Chery e. Great Wall Motor. Chery. Chery, da. Chery, Chery. NIO și Xpeng. Eu nu știu asta. Numită Xpeng. Xpeng. Decizia Bruxellesului de a pune această taxă vine într-un moment în care constructorii auto europeni se luptă cu un val de automobile electrice ieftine oferite de rivalii chinezi.
Piața mașinilor electrice chinezești în Europa a crescut dramatic în ultimii ani. În 2019 era 0,4%. Și asta e cota de piață în general. Uh-huh. Adică, mă rog, ei vând în primul rând în China. Deci, în lume, cota de piață era 0,4% în 2019, 7,9% în 2023. Și dacă sunt luate în calcul și mașinile fabricate în China de brandurile occidentale, precum Dacia și Tesla, procentajul ajunge la 19,5%. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.